Găsit. Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința de guvern de joi 8 iunie s-a aprobat ordonanța de urgență pentru investiții în sănătate și s-au stabilit criteriile de alocare a fondurilor europene, dar și a împrumuturilor pentru construirea de spitale în România s-au făcut pași importanți pentru începerea de noi investiții în domeniul sănătății. Consiliul Județean Suceava a solicitat guvernului Ciucă alocarea de fonduri pentru spitalul de copii, care urmează a fi construit în curtea spitalului vechi din Suceava, în vecinătatea blocului construit pentru medici și sunt convins că în scurt timp după această ordonanță vom putea primi o sumă de bani pentru construirea acestui spital. Conform șefului administrației județene, este vorba despre circa 100 de milioane de euro, proiect realizat de Compania Națională de Investiții și care se adresează domeniului pediatric, copiilor Județul Suceava are nevoie de un spital de copii numai dacă ne gândim că la unitatea primire urgențe Suceava, unul din trei pacienți care se prezintă este copil, apoi dacă ne gândim la distanțele mari față de zone din județ, cum ar fi Vatradornei, Ulma, Brudina, care necesită mult timp pentru deplasare. Acest spital de 600 de paturi prevede înglobarea inclusiv a maternității serviciului de urgență pediatrică, precum și a unor spații de cazare pentru aparținătorii. Convins că acest spital va avea, de îndată ce va fi finalizat, o adresabilitate regională. Vor fi tratați aici copiii, atât din județul Suceava, cât și din județele învecinate.